Personalul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța și pacienții internați în unitatea medicală sunt în siguranță cu ajutorul unui robot de dezinfecție de ultimă generație. Aparatul a fost donat de Camera Notarilor Publici din Constanța cu ajutorul unor asociații, societăți comerciale și persoane fizice. Robotul de dezinfecție UVD, capabil să acționeze singur, are o eficiență de 99% în distrugerea virusurilor și bacteriilor și acționează deja în sectorul în care sunt internați pacienți infectați cu virusul COVID-19 din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. E un robot cu un soft instalat și singur se plimbă pe holurile și încăperile spitalului care trebuie dezinfectate. Este o achiziție foarte utilă, dat fiind contextul epidemiologic actual cu pandemia de COVID. Aș dori să mulțumesc tuturor sponsorilor care au fost alături de noi în lupta grea pe care o dăm în continuare cu acest COVID. Aceasta încă o dată ne-a dat putere în lupta împotriva COVID-ului pentru că am văzut că nu suntem singuri. Și pe această cale doresc încă o dată să le mulțumesc. Personalul medical este foarte expus în ciuda faptului că le asigurăm toate echipamentele de protecție necesare și atunci dezinfectăm foarte bine spațiile, riscul de infecție se micșorează, tinde spre zero. Și noi, notarii publici, ne-am gândit că poate putem să ne aducem și noi un aport la efortul general făcut de către societatea românească. În acest sens, am contribuit la cumpărarea unui aparat de dezinfecție totală a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, un aparat care se numește UVD. L-am achiziționat și aș vrea să vă spun că pentru cumpărarea acestui aparat au contribuit atât Camera Notarilor Publici din fondurile sale proprii, de asemenea colegii noștri notari din fondurile dumnealor proprii, așa precum și o serie de cetățeni care ne-au ajutat în efortul nostru pentru a strânge întreaga sumă necesară cumpărării acestui aparat. Practic salvează viețile cadrelor medicale. Robotul este astfel programat încât are o zonă bine determinată în care intră, îi se deschide ușa, se bifează niște chestiuni de securitate pe tableta sa, după care intră și face treaba, te anunță când a terminat, tu deschizi ușa și poți intra într-o zonă care este sigură pentru personalul medical. Chiar și după data de 15 mai, medicii infecționiști ne recomandă să purtăm în continuare mască și să fim foarte atenți la igiena mâinilor. Noi trebuie să ne obișnuim cu aceste măsuri, să trăim cu ele și să le luăm ca și când așa ar fi fost de la început. Trebuie în continuare să ne spălăm cât mai des pe mâini, să purtăm mască, să evităm apropierea față de semenii noștri, că oricine poate fi infectat. Avem pacienți care stau în spital de 37 de zile și nu s-au negativat. După cum vedeți, la fiecare evoluează altfel. Fiecare om are un sistem imunitar propriu și în funcție de imunitatea fiecăruia reacționăm diferit la acest virus. Acestea sunt recomandările medicilor infecționiști care ne avertizează că pericolul COVID-19 nu a trecut.